să-l cunosc până oricum de exact minutul în care Johnny Bauer a reușit să marcheze. Ne oprim pentru această fază, dragi prieteni, centrare în gura porții. Cifrele ne sunt favorabile, după cum o spuneam. Au încheiat la egalitate 0-0 cu centrarea de la Chiajna. Andreas Mihaiu, un șut al lui Andreas Mihaiu. Izata nu reușește să reia cu stângul. Izata cu o pasă pe partea stângă, trei jucători buzoieni în careu. Radici, Pașov bate rapid pentru Mihaiu, Georgiev la 20 de metri. Din prima schimbă foarte bine acolo Radici cu Mihaiu. Să vedem această fază, tras din punctul meu de vedere, având în vedere că era odată UEFA. Mă opresc pentru această acțiune ofensivă a celor din Alexandria. Greab, foarte bine intervine Greab. Ce ratare a reușit performanța, între ghilimele de rigoare, dragi prieteni, de a trimite pe lângă poarta goală. Să modificăm tabela în avantajul nostru. Urmărim această acțiune, un șut foarte bine, respinge Iosif, apare unul dintre, pasă pentru Nucer Ban în colțul care de 16 metri. Angelov, un șut cu interiorul picioarului drept, reținut acolo în doi timp de către Iosif, portarul și totodată capitanul formației din Alexandria. Mingea la Mihaiu, Dobosablevic pentru Pârvulescu și încă execuția lui Pârvulescu, care trece în voluie Ionuț Șerban. O pasă cu exteriorul pentru Angelov la 20 de metri. Angelov, dribling scurt al Angelov, șut cu piciorul stâng. Centrare, reușește pentru moment Dumitru, la 16 metri, șut cu piciorul de la lui Dumitru. Angelov, o pasă lui Angelov pentru Dumitrache, reluarea lui Dumitrache cu piciorul stâng. Reușește să respingă Chistică Iosif. Lovitură liberă pentru CSM Alexandria, execută Nițescu în gura porții. Intervenție senzațională, dragi prieteni, lui Alexandru Greab. Om jucător de câmp avem în propria suprafață de pedeapsă, dragi prieteni. Asta spune foarte mult despre maniera în care Andrei Prepel se pregătește fazele fixe și pe fază defensivă, dar și pe fază ofensivă. Perban, umajul acolo, 16 metri, centrare cu piciorul stâng la bara a doua, tenasă, nu sare la această minge. Balonul către Pașov, Pașov, o centrare cu piciorul stâng la bara a doua, Pașov, gol! 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 Cristi Dumitru pe flancul stâng, incursiune, intră în care Cristi Dumitru, Angelov, dribling scurt al Angelov, cade Angelov și nu este lovitor de 11 metri. Sunt Andrei Pițigoi, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până ne vom reauzi, numai gânduri bune!